cunoscător al fotbalului și al arbitrajului, Adrian Porumboiu a avut numai cuvinte de laudă la adresa centralului din partida cu CSM Ioveni. Chiar dacă s-a aflat la debutul său în Liga 1, fluierașul s-a descurcat excelent. Fără probleme, niciun fel de probleme. Echilibrat, chiar destul de atent. Nu. A fost penalte și pentru ei, a fost penalte și pentru noi. Frustrat din cauza rezultatului, tehnicianul mioveniului a avut de transmis un mesaj arbitrului pe care îl acuză că a fluierat într-o singură direcție. Îi doresc sănătate și să-i dea Dumnezeu să se gândească Dumnezeu la el cum s-a gândit și el la noi în meciul de astăzi. În rest, n-am nimic să comentez la adresa arbitrului. După meciul cu Mioveni, în care vasluienii au câștigat la pas cu 3-0, galben-verzii vor da piept cu cea mai titrată formație a campionatului, Steaua București.